Vrem să-ți lăsăm ție o provocare legată de deplasări. Știu că tu permanent mergi la Madrid și noi ți-am pregătit, uite, o valiză și o să vedem cum tu o să te descurci. Știu că munca ta necesită multă organizare. Da. Și să vedem cum tu ai să pui mai multe costume, mai multe perechi de pantofi, da? Așa, da, blugi, într-o singură valiză. Chiar sunt curioasă să fac acest lucru, că eu mă pricep foarte bine la ele. Cel care nu poate face trei valize, la mine încap lucrurile astea, nu una. Svetlana, deschidem valiza. Da. Uite aici, așa, blugi, cred că și tu ți-ai deplasare. Deci noi mergem la Madrid. Mergem la Madrid. În trei, așa. Bine. Și avem doar o valiză. O singură valiză. Așa, hai să vedem cum gata, ai să faci tu. Gata, o secundă, tu. Încerc să fac. Așa, asta este încălțămintea, da. Asta sunt hainele. Bine, trebuie pungi. Pungi pentru ce? Pentru toate. Secretul meu este, sunt pungele. Blugii. Așa, blugi, așa îi punem. Așa. Aici la alții. Aici. Hai să-ți încapă până la urmă, ție. Eu chiar mă îngrau. Eu să mă încapă. Aha. Au ceva că eu nu iau niciodată umerașe. Dar stați un pic. Ce? Nica mi-a spus că noi nu putem să mergem la Madrid fără cadouri. Aoleu! E o problemă foarte mare, dar încercăm să ne descurcăm. Toate astea, da? Da. Suvenirul o să ne prindă bine. Cum îl pun aici, uitați-vă, între... Da, vinul... Stați-o clip, să-l stați un pic, ia ca așa. Îl pun între pantofi. Aha. Ia ca așa. Vinul. Vinul. Țuica. Așa, vinul. Țuica nu. Vinul, din Moldova vin trebuie să luăm. Așa? Vin. Vin. Da, vin brânza, din găină. Brânza nu, brânza miroase. În Spania tot așa era de Paști, era orchestra noastră și noi cu Mariana am mers și am luat 12 litri de vin și am mers. Și cei de aeroport, nu că nu-i voi, zic, noi avem o orchestră de 60 de oameni în la Elba, trebuie să ajungem și ne permis. Da, aici așa, e important cum îi convingi. Măsline, măsline, acolo sunt. Dar ouă? Ouă nu. A, și pe urmă astea deasupra. Da, păi da, asta. Știi cum îți place cu părăile. Așa. Și ai să închizi? Da, păi cum? Urmărește iShow și ascultă cum cântă Svetlana Bivol la pian, o melodie de Blue și Elton John. What I gotta do to make you love me? Acum avem rubrica noastră tradițională, poze iShow, și o să vă rog să ne caracterizați fiecare persoană din poză în câteva cuvinte. Valentina Năforniță. O fată de un rafinament extraordinar, de un gust muzical perfect. Oh, este foarte simpatic. Igor Cuciu, foarte simpatic, deschis, luminos și un om care iubește foarte mult oamenii. Asta, eu așa-l văd. El a cântat cu Elena Vainga, apropo, l-a văzut într-un concert, și piesele lui 99 de cumetri. Cea mai populară. Da. Un cuplu adorabil, absolut. I-ai cunoscut? I-am cunoscut, am învățat cu Ion împreună și Ion era deși mai mare de cu 5 ani ca mine, dar invers, am învățat eu anul 5 și el 1. Și venea și spunea, Svetlana, dă-mi te rog și la armonie problemele toate și la polifonie fugile să le copiez. Și eu îi le dădeam. Un cuplu adorabil. Pe doi nu o știu de mult, o știam și eu când era chiar clasa 8-a, dansa în moldovenească. O pereche de admirat, foarte frumoși, foarte pasionari și foarte pasionați de muzică și de simțul ăsta patriotic al neamului. Și Svetlana, într-adevăr, era un cuplu, uite așa, da, calacat, absolut, carte, chiar absolut. Așa se combinau. Să știi că da, și Ion,
când s-a născut Cristi, eu n-am să uit ziua aceea niciodată. Eram la Bănulescu Bădoliu, cumpăram flori. Și a venit din urmă o nămilă de om și m-a înhățat așa în brațe. Svetlana, eu azi am un băiat și-a cumpărat o căldare, o căldare de gladiole albe. Niciodată n-am să uit. Eu fug la maternitate. Iată, foarte memorabil. Băieți cu mare personalitate și verticalitate. Mircea Snegur. Foarte, foarte simpatic, cu mare respect pentru el, pentru felul lui de a fi, pentru cumpătul și înțelepciunea pe care întotdeauna a avut-o și o are și până astăzi. Dar cea mai mare performanță sunt copiii lui. Eu, de fapt, judec după copiii întotdeauna, judec despre părinți. Nicolasă-la! Întotdeauna îmi trezește amintiri frumoase și întotdeauna zâmbetul îmi apare pe buze că de câte ori te vedea, spunea un banc și știa cum să te ia așa și... Îi plăceau femeile. Îi plăceau femeile foarte mult, dar prin asta... Adică asta și l-a inspirat să creeze, să-și facă o carieră atât de frumoasă. E un simbol al creației populare din momentul ăla. Maestrul Lunchevici, Dumnezeu să-l odihnească era în pace. Unul din cel mai buni bioriști din foarte Republică. Foarte bun. Cu conservatorul din București, cu limbi străine, cu franceză și în același timp, un vânător înrăit. Da? Da, mergea la vânătoare și la pescuit, astea erau pasiunile lui. Mai avem noi să te mai întrebăm ceva. Da. Un blitz. Haideți, un blitz. Mergem. Foarte, foarte mergem repede blitz. Întrebări. Da. Care e obiectul fără de care nu poți trăi? Cred cu geantă de femeie. Dacă viața dumneavoastră ar fi un cântec, care ar fi acesta? Este только миг между прошлым и будущим. Этот миг называется жизнь. Persoana cu care v-ar plăcea să stați la o cafea? Cred că cu Serghei Lunchevici. Mi-aș dori să stau la o cafea, la taclale, la discuții, la amintiri. Care e cartea sau filmul care v-a schimbat viața? Cartea sau filmul? Cred că nu știu dacă e banal sau nu banal, dar Maestru și Margareta. Care e motoul în care crezi? Viața merită să fie trăită. Cred că nu este un secret că în anul acesta noi am hotărât să schimbăm formatul nostru pentru bal, da, și să-i aducem pe băieții de la Blue, o trupă, boys band, de talie internațională. Mama mia! Da. Așa, iar v-ați aventurat! Da, aventurat și anul ăsta și am invitat la Palatul Național. La Palatul Național pe data de 17 aprilie. Foarte frumos! Da. Să vă ajute Dumnezeu să-l realizați! Și avem un cadou, vă mulțumim mult că ați venit și am avut o enormă plăcere să vă avem astăzi aici. Și eu la fel. Și vom fi foarte bucuroși ca să ne onorați și pe noi cu prezența dumneavoastră. Vai, la balul nostru acuarial. Vă mulțumesc foarte mult! Nu numai băieții de la Blue, dar da, o să fie și ceremonia de înmânare a premiilor acuarial, da, și o să cânte și starurile noastre. Și... nu în ultimul rând, vreau să ne cânți ceva, știu că ești și o pianistă foarte bună. Nu sunt pianistă, iar provocări. Provocări peste provocări. Să cântăm o piesă din repertoriu Blue la pian. Da? Și noi o să încercăm ceva să fredonăm. Vrei? Încercăm. Hai! Haideți să cântăm un love, poate. Nu, din repertoriu. Sorry seems to be the hardest word. It's Elton John. Știi asta care... Da, este sorry piesa cea celebră. Seems to be the hardest word. Wow, foarte frumos. Sorry seems to be the hardest word. What I gotta do to make you love me? What I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And I wait to find that you're not there. What do I do to make you want me? What I gotta do to be heard? What do I say when it's all over? Yeah. Sorry seems to be the hardest word. It's sad, so sad. It's a sad, sad situation. And it's getting more and more absurd. It's sad, so sad.
Partenerul emisiunii Independent Media, agenția ta de publicitate. Telefon 022 220 220.